Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și, bineînțeles, cu un nou invitat. De fapt, o revenire în studiul nostru al domnului dr. Costel Gancă, pastor și doctor în teologie și filozofie. Costel, bine revenit! Bine te-am regăsit, Cătălin. Ca de fiecare dată este o plăcere să te revăd și să discutăm împreună. Slavă Domnului, e o bucurie și pentru mine să ne revedem, să putem discuta și astăzi despre un subiect pe care nu cu de mult timp în urmă l-am tratat aici în cadrul unui eveniment special și anume în cadrul unei lansări de carte. Astăzi vom vorbi despre viața în exil, despre călătoria aceasta a creștinului pe pământul acesta așa cum el și vom încerca să înțelegem cam despre ce este vorba în toată această viață, călătorie, care nu este ușoară, nu e nici, să spunem, foarte grea, dacă o faci așa cum trebuie, dar, într-adevăr, este o viață cu multe urcușuri și coborușuri, o viață șerpuită. Evenimentul de astăzi, Costel, are la bază un eveniment mai vechi pe care noi l-am desfășurat aici în studioul nostru și anume lansarea unei cărți și chiar aș vrea să arăt telespectatorilor noștri această carte extraordinară pe care împreună cu tine am lansat-o, tu fiind autorul, bineînțeles, și cu alți invitați. Este vorba despre cartea Daniel, prima din seria comentariilor biblice aplicative. Stimați prieteni, vreau să vă anunț că aceasta este cartea pe care la sfârșitul emisiunii, Costel, chiar te rog să dai câteva detalii unde se poate găsi. Este o carte pe care noi am lansat-o aici și pe care o vom folosi în această serie de emisiuni împreună cu invitatul nostru și în această ediție a emisiunii Realitatea zi vom discuta despre una din temele acestei cărți și anume despre viața în exil. Costel, spune câteva gânduri despre carte, despre tine. Dar înainte de asta vreau să amintesc, să le reamintesc telespectatorilor noștri că ești pastor la Biserica Creștină Baptistă Adonai din București și de asemenea și cadru didactic la Institutul Teologic Baptist din București. Da, mulțumesc încă o dată pentru invitație, pentru cuvintele frumoase de apreciere la adresa mea și a cărții. Așa cum bine spunea, este vorba de un prim volum dintr-o serie pe care am inaugurat-o recent, cu ajutorul lui Dumnezeu, cât de repede, sper eu, în circa două luni, o să iasă și al doilea volum pe cartea Apocalipsa. Asta o să iasă așa de repede pentru că deja am materiale adunate de-a lungul anilor și trebuie doar prelucrate în acest moment. Intenția a fost aceea de a scrie un comentariu biblic aplicativ, cum se și numește, pentru publicul larg. Noi avem, slavă Domnului, comentarii biblice și exegetice, tehnice, foarte bine documentate, în special, sigur, traduse în limba română, dar au început să fie scrise și de unele de către autori români și ele sunt binevenite, fără doar și poate, sunt necesare și eu le folosesc și avem nevoie de ele, dar m-am gândit la un comentariu care să se adreseze unui public larg și mai ales să răspundă la întrebarea cum pot eu să aplic Cuvântul lui Dumnezeu în viața mea astăzi. Am văzut așa și în discuții cu colegi păstori, colegi profesori de la institut, cu studenții, am ținut diverse conferințe în țară și umblând așa printre oameni, am văzut nevoia aceasta de un comentariu suplu, clar, direct, la obiect și pe înțelesul tuturor. Și sper ca acest volum să ajute. Într-adevăr, o temă pe care am abordat-o chiar în primul capitol al cărții, al comentariului pe Daniel, este această temă a exilului și despre ea cred că vom vorbi mai multe lucruri în emisiunea de astăzi. Da, este o temă care mie mi-a plăcut foarte mult în momentul când am citit și recitit primul capitol. Mi-a atras foarte mult atenția deoarece practic se potrivește și cu, să spunem, preocuparea mea și a ceea ce face în general Producens Media, aceea de a prezenta creștinul în contextul în care el trăiește, mai prielnic sau mai puțin prielnic, dar în cetate, în societatea civilă, în viața de zi cu zi, la servici, acasă și oriunde ar să-l afla el. Practic, tu transpui și aduci în actualitatea de astăzi, în realitatea de astăzi,
viața tinerilor acela care au fost rămutați din patria lor, mamă, din Israel, da, și duți în Babilon, acolo unde au trebuit să facă multe lucruri, au fost supuși unor provocări cu adevărat dure, dar care până la urmă au rezistat și, bineînțeles, Dumnezeu a fost glorificat. Ceea ce vreau să discutăm astăzi este exact despre poziția aceasta sau despre statutul acesta, nu știu dacă este chiar privilegiat, de cetățean în exil. Creștinul este o persoană care trăiește în exil. Înainte de a merge exact pe prima parte a cărții tale, vreau să discutăm puțin ideea aceasta de exil, de călătorie, de persoană care se mută dintr-un loc în altul. Dacă citim Scriptura de la un cap la altul, vom vedea de foarte multe ori și în Vechiul Testament și în Noul Testament tema aceasta a mutării dintr-un loc în altul. Unele s-au întâmplat de bunăvoie, de exemplu, misionarii au fost, Pavel a fost unul dintre oamenii care a călătorit, a fost un peregrin până la urma urmelor, da? Și alții, dar au fost și persoane care au fost chemate de Dumnezeu, unii au fost forțați să se mute, să fie luați dintr-o parte duși în altă parte, mai clasica chemarea lui Avram, da? Dumnezeu l-a luat într-un loc în care el habar n-avea unde se va duce și unde va ajunge. E, cum vezi tu așa în context tema aceasta a creștinului care trăiește, practic, este nevoit să plece, nu contează din ce motiv, să plece din locul natal, acolo unde se simte el cel mai confortabil, din zona lui de confort. Da, foarte bine ai intuit și chiar ai făcut trimitere la niște exemple concrete din Vechiul Testament. Această temă a exilului este una, să zic așa, lipită de ADN-ul uman. Noi, dacă ar trebui să identificăm, să zic, un început al acestei teme a exilului în Scriptură, o găsim chiar în Grădina Eden. Deci ne amintim că după evenimentul căderii în păcat, după ce Adam și Eva păcătuiesc, Dumnezeu îi scoate afară din grădină și pune un înger care să păzească intrarea și accesul spre pomul vieții. Nu că ar fi vrut Dumnezeu neapărat să-i pedepsească, ci mai degrabă să-i oprească să trăiască într-o asemenea stare, deci cumva să-i pregătească pentru ideea de răscumpărare. Dar parcă îl văd pe Adam de mânuță cu Eva ieșind din grădină, din paradis, nu, din rai, și acea ieșire a lor de mână a protopărinților noștri este o ieșire într-un exil. Practic au ieșit din locul unde erau protejați, din locul îndestulării, din locul părtășiei cu Dumnezeu, din locul fericirii depline, din locul vieții fără de moarte și au fost, cumva să zic așa, aruncați în lume, au ieșit în lumea aceasta. De aceea, dacă vrei, Cătălin, începând chiar de la ei, toți oamenii au un fel de, să zic așa, temă a exilului în viața lor. Toți suntem trecători prin viață, toți ne simțim într-un fel stingeri în această viață și problema a fost abordată atât de teologi cât și de filozofi care s-au aplecat asupra acestei problematici și au identificat cumva starea prin care trece omul, această angoasă existențială, cum o numeau unii, cumva ne simțim străini, uneori ne simțim că nu ne este locul aici, că n-am fost făcuți doar pentru lumea aceasta și noi care cunoaștem Sfânta Scriptură citim printre rânduri cuvinte care spun că Dumnezeu a pus chiar și gândul veșniciei în om și vrem altceva, vrem un loc stabil, vrem un loc unde să ne simțim ca acasă. De aceea, această ieșire din grădină are o istorie foarte complexă în Scriptură, sigur, cu Avram, apoi cu poporul Israel care este într-un exil în Egipt în primă fază, ieșirea de acolo și apoi lucrul pe care îl abordez în cartea mea cel legat de exilul babilonian și desigur când ajungem în Noul Testament avem problema aceasta a exilului păcatului, cum suntem practic exilați într-o lume a păcatului din cauza căderii unde experimentăm toate aceste trăiri ale vrăjmașului care biciuiește, care apasă pe grumaz, care alienează, care aduce zânzanie în familie, între oameni și cumva o atmosferă plină de râcă, de suferință, de probleme, dar
Foarte interesant este că în Dumnezeu alege să se întrupeze unde crezi, exact în lumea exilului. Deci el coboară din, să zic așa, universul lui, coboară din veșnicie, din glorie, lasă gloria cerească, lasă acest tărâm al perfecțiunii, al deplinătății, unde erau toate prerogativele divine, toată gloria de care se bucura și Hristos. Cum spune Filipeni capitolul 2, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Tatăl, se întrupează, se face asemenea nouă, spune, asemenea oamenilor, s-a făcut ascultător, rob, își asumă condiția umană. Chiar avem texte în Evanghelie care ne spun că Fiul omului n-are unde își pleca capul, s-a făcut sărac pentru ca noi să fim bogați din punct de vedere spiritual și practic și-a asumat tot ce presupune condiția exilului. De ce? Pentru că atunci când ne uităm cum se termină istoria aceasta, când ne uităm în cartea Apocalipsa, la capitolul 22, cum crezi că se termină istoria? Cum crezi că se termină Biblia? Ei bine, tot cu o grădină. Din nou se termină cu o grădină, cu un pom al vieții și cu un sfârșit al exilului. Cu acel strigăt care spune, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Ei vor locui împreună și El va fi Dumnezeul lor. Și acolo nu va mai fi moarte, nu va mai fi plânset, nu va mai fi tânguire, acolo nu va mai fi nimic vrednic de blestem, acolo nu va mai fi nicio amenințare, acolo porțile s-au tot timpul deschise, nu e nevoie să închidem porțile că vin, nu știu cine, vrăjmașii, să hoardele de barbari să ne atace. Acolo este din nou acel loc al șalomului, acel loc al păcii, al binecuvântării depline. Deci, practic, toată istoria existenței umane este o istorie a căderii într-un exil, și a Harului lui Dumnezeu care vine și îl recuperează pe om, îl scoate din exilul acesta, parțial ne-a scos deja, încă de aici de pe pământ, din punct de vedere spiritual, dar urmează ca, să zic așa, intrarea în Canaanul promis să aibă loc, în Canaanul Ceresc, să aibă loc când va reveni Hristos. Noi acum suntem într-un fel în faza în care se aflau evreii după ce au ieșit din Egipt. Deci au fost scoși de acolo, dar erau în pustie, în care se bucurau și de binecuvântările lui Dumnezeu, dar și provocări la fiecare pas. Deci cam în etapa asta ne mișcăm noi și nu este o etapă ușoară. Deci întotdeauna etapele de tranziție sunt cele mai complicate. Când ești acasă, știi ce ai de făcut, nu? Ești în casa ta, știi exact cum funcționează toate lucrurile, ai ritualul tău, tabieturile tale, știi cum stau lucrurile. Când ajungi la o destinație, să zicem că vii, Cătălin, în vizită la mine, iarăși nu mai stres. Când ai intrat pe ușă la mine în casă, te încrezi că știu eu ce să fac acolo și spui, uite, Costel e aici, nu mă îngrijorez. Ei, când te afli pe drum e complicat, pentru că te întreb ce să apară, ce probleme sunt. Deci, perioada de tranziție este cea mai complicată atunci când ne aflăm în exil. Așa este. Mă gândesc la două exemple. Apropo de exil și de provocarea, să spunem, inițială pe care o are exilatul. În primul rând, hai să luăm un exemplu pozitiv și unul negativ, să spunem, chiar cel prezentat de tine în cartea Daniel. Dacă ne uităm la modul în care Dumnezeu l-a mutat pe Avram, a fost o decizie a lui Avram să-l urmeze, l-a urmat și, bineînțeles, a primit promisiunea din partea lui Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă acolo, văd, la un moment dat Dumnezeu îi schimbă numele, identitatea din Avram în Avraam. Același lucru se întâmplă, sau se încearcă să spunem, denatureze identitatea exilaților de data aceasta. Este vorba de tinerii care ajung în Babilon și a spune că prima provocare mare pe care o are, și vreau să discutăm despre importanța identității de urmaș al lui Dumnezeu, de om care e martorul lui Dumnezeu, om care stă în preajma lui Dumnezeu. Da, la vremea respectivă erau cei tineri erau din poporul lui Dumnezeu, erau reprezentanți al unui popor ales și purtau o etichetă. Da, erau cineva, erau respectați. În momentul în care ajung acolo se întâmplă ceva. La Avram, într-adevăr, îi se schimbă identitatea și este pe binecuvântarea lui și a noastră până în zilele noastre. Aici este la fel o binecuvântare, dar nu lipsită de provocări. Care e poziția corectă a unui creștin în zilele noastre
atunci când, dator unor contexte, nu contează, că sunt profesionale, că sunt, da, din diverse forme, nevoie să renunțe sau să-și modifice puțin identitatea. Ei, aici este marea dificultate, ceea ce încercam să spun și mai devreme, de această dificultate care apare pe traseu, pe drum. La fel cum Daniel, când a fost mutat în Babilon, a simțit anumite provocări, ele sunt paradigmatice, ele sunt un model pentru noi toți. De asta e foarte interesant. Exemplul lui Daniel, cred că este unul din cele mai bune exemple pentru noi, ca să știm cum să trăim astăzi, în această etapă care se numește în teologie deja și nu încă, în care deja suntem mântuiți, deja suntem cetățeni împreună cu sfinții, deja avem toate binecuvântările lui Dumnezeu în Hristos, dar nu încă pe deplin. Și ce se întâmplă? Care este marea provocare? Și aici se împart taberele în două. Este tensiunea aceasta între păstrarea identității, de să ai curaj să îți păstrezi identitatea, nucleul tare, să nu intri într-o oală comună în care să te amesteci cu toate substanțele, să zic așa, ale acestei lumi, astfel încât să dispară identitatea ta, specificitatea ta, unicitatea ta, contribuția pe care tu o poți aduce la societate, dar mai ales poziția ta înaintea lui Dumnezeu. Deci asta este o provocare. Și unii oameni sunt foarte conștienți de asta și sunt foarte atenți la asta. Cealaltă mare provocare, și aici e tensiunea despre care spuneam, este cum să intri într-un dialog totuși cu lumea în care te afli, cu cultura în care te afli, cu țara în care te afli, cu sfera publică în care te afli. Pentru că la urma urmei, vrând nevrând, respirăm același aer, da? Mâncăm... În cazul lui Daniel au fost și niște limite, dar noi consumăm, nu, mâncărurile din lumea aceasta. Folosim aceleași instituții, avem aceleași idei și atunci marea provocare este cum să reușești să-ți păstrezi identitatea, pe de altă parte să fii și relevant cultural, să și trăiești în lumea aceasta, să nu abordezi o atitudine de pusnic, să nu trăiești ca într-o mănăstire dacă ești în exil, să spui ok, sunt în exil, sunt ca într-o mănăstire și aștept să vină Domnul. Pentru că vom vedea, nu asta este voia lui Dumnezeu pentru noi, ca în perioada exilului să ne izolăm. Ori două au fost extremele și sunt și astăzi. Unii care luptă mereu pentru identitate și spun noi trebuie să fim diferiți de lumea, noi trebuie să urâm lumea, noi trebuie să nu fim ca lumea. Și în această dorință, care dorința în sine este bună și corectă biblic, unii ajung la niște extreme încât reneagă lumea cu totul și se cade uneori în legalism, în fățărnicie. În public parcă nu sunt ca lumea, dar acasă, de fapt, unii și cunoaștem chestiuni din istorie, istoria recentă, cu aversiuni față de televizor, de internet, de calculator, de telefon și așa mai departe. Alții cad în extrema cealaltă și spun, dar noi trebuie să fim în lume, trebuie să fim lumină, trebuie să fim între oameni, trebuie să fim ca ei, și atunci renunță la orice fel de identitate de dragul de a fi relevant. Și de fapt se ajunge că nu mai este nicio diferență. Asta este marea provocare. Daniel, ce vedem la el? Vedem că lui s-a schimbat numele. Deci a fost o încercare de naturalizare a lui Daniel și Hanania, Mihail și Azaria, cei trei prietenei săi. Și li s-au dat alte nume, da? Belșațar, Șadrag, Meșac și Abednego. De ce li s-a dat alte nume? Pentru că încercau să fie naturalizați. Au fost educați, au fost hrăniți, li s-au schimbat numele. Practic, că ne spune textul că ei au fost dintre cei de viță aleasă. Deci Nebucadnețar, în anul 605, când a deportat primul val de robi în Babilon, i-a ales pe tinerii de perspectivă. Așa, probabil erau în perioada adolescenței, oameni care arătau bine și trupește, dar mai ales cu capacități intelectuale, și au încercat să îi naturalizeze. Ei, ce vedem la Daniel? La Daniel vedem exact acest echilibru de care noi avem așa de mare nevoie. Pe de o parte, el acceptă niște lucruri, ca de exemplu să îi se schimbe numele, acceptă să fie școlit, să învețe cultura, și vom vedea mai târziu, acceptă chiar niște funcții publice foarte importante în Imperiul Babilonian, ceea ce este uimitor pentru noi dacă stai să te gândești. Deci, să accepți astfel de funcții cu conotație politică, chiar, nu? Deci sunt niște lucruri foarte interesante, dar pe de altă parte
El refuză, și avem foarte clar în versetul 8, spune Daniel, s-a hotărât să nu se spurce. Refuză să mănânce bucatele alese ale împăratului. Și aici apare dezbatere de ce a refuzat. Unii spun că probabil avea de-a face cu reglementările cultic-alimentare din cadrul poporului Israel. Și e posibil să fi fost așa, pentru că, în mod clar, aveau meniuri și tabieturi diferite în Imperiul Babilonian, dar problema apare atunci de ce a refuzat și vinul, că spune textul că și vinul, și atunci unii spun că pur și simplu, doar pentru că se spune că erau ale împăratului, deci cumva prin asta accepta o susținere clară, un atașament, o fidelitate totală față de împărat. Nu știm exact 100% motivul pentru care a refuzat, dar ce am învățat de aici? Că el a avut o linie roșie și a spus, peste linia asta nu trec, accept unele, peste altele nu trec. Întrebarea pentru noi astăzi este, avem noi în mintea noastră, în comunitățile noastre, demarcat o linie roșie? Știm noi să spunem, uite, până aici pot negocia, cum spunea Pavel, m-am făcut tuturor totul ca să-i câștig pentru Hristos, dar de aici încolo nu pot negocia. Deci, noi suntem chemați să avem o identitate. Și cred că ar trebui să ne-o păstrăm, dar să știm care este acea linie roșie peste care nu putem trece. Pe de altă parte, suntem chemați să fim relevanți în societate și să nu ne izolăm de lume. Stimați prieteni, foarte interesant este că naturalizarea aceasta reușește într-o oarecare măsură parțială. Ei se schimbă numele, ei n-au ce să facă decât să accepte, dar rămân loiali învățăturilor cu care au venit. Acum, și practicilor de închinare, asta este foarte important. Acum, suntem părinți. Vreau să aduc puțin discuția într-o cheie care ne responsabilizează și pe noi și pe cei care ne urmăresc. Când se vorbește despre tinerii aceștia, întotdeauna se vorbește foarte bine despre ei. Sunt lăudați, sunt apreciați, sunt modele pentru noi și astăzi. Dar totuși, cred că nu e numai meritul lor faptul acela că au venit cu o coloană vertebrală foarte, foarte bine, foarte așezată în fața babilonienilor, și vreau să scot în evidență și rolul educatorilor, părinților în special. Ce a însemnat pentru ei educația aceasta cu care au venit? Dacă erau niște tineri care nu ar fi fost educați, care nu ar fi fost învățați de mici să își păsteze această identitate, și știm că și de-a lungul istoriei poporul evreu și-a păstrat identitatea. De asta s-a și putut reface statul Israel, da? Datorită acestei identități care a rezistat. Deci, cred că, până la urmă încercăm ca să putem, să spunem, evita sau atenua pericolele, rolul nostru ca părinți este să învățăm pe copiii noștri de mici, astfel încât când vor ajunge în fața unei provocări. Acum, noi suntem, și tu și eu suntem veniți, nu suntem născuți, crescuți în capital, am venit aici la școală și aici am rămas. Copiii noștri probabil nu vor mai avea provocarea asta de a veni, de a pleca de acasă și a veni aici la școală. Noi am avut-o. Ce ar fi făcut și noi când am fi venit aici să fiecare să-și facă de cap și să o ia razna? Se întâmplă la des. Contează foarte mult că atunci când copilul pleacă de acasă, să plece cu bagajul deja făcut de câte ani petrecuți în casă. Și aici este foarte important. Asta este esențial. În mod clar, educația pe care ei au primit-o a contat foarte mult. Ne amintim de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom, capitolul 6, în aceste rânduieli pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru poporul Israel, în care spuneau să le întipărești copiilor tăi la plecare și la venire învățăturile mele, să le scrii pe ușorii ușii și așa mai departe, acel Shema Israel, ascultă Israele, de Domnul Dumnezeul tău este un singur Dumnezeu. Deci cumva elementele de bază ale credinței erau nu doar transmise, ci repetate. Se insista tot timpul la masă, în călătorie, la plecare, la venire, în orice împrejurare se insista pe ideea monoteismului, foarte important, este pe ideea singurului Dumnezeu adevărat, pe responsabilitatea evreului de a-L iubi pe Dumnezeu și de a asculta de Dumnezeu și de a-L iubi pe aproapele său. Ori noi asta vedem când Daniel a fost pus în fața perspectivei politeiste, da? Să accepte și alți Dumnezei, de asemenea să arate fidelitate
încălcând cele 10 porunci și fiind fidel față de religia Babilonului, de practicile din Babilon, el a spus nu. De ce? Pentru că toate acestea au fost întipărite foarte clar în mintea lor. Și cred că asta este o mare provocare pentru noi în exil. În exil contează foarte mult să ne avem unii pe alții. Și când spun unii pe alții, mă refer în primul rând la familie, la această microcomunitate familială, părinții și copiii, care s-au înstrăinat atât de mult. Avem nevoie de timp devoțional, de părtășie, de discuții, de încurajare, de ascultare și cât de greu este. Iar pe de altă parte avem nevoie de familii lărgite, familia bisericii. Este foarte important și din păcate multe biserici își pierd această dimensiune familială, să zic. Și avem nevoie să ne o recâștigăm. Uite, vreau să-ți dau un exemplu foarte simplu. Te rog. Gândește-te la fenomenul care este foarte clar pentru noi al migrației în vremea noastră. Cei care au plecat, nu la muncă, în sănătate, în Spania, în Italia, în Anglia și așa mai departe. Eu am călătorit de mai multe ori în țările acestea, am vizitat biserici, am predicat și am mulți prieteni. Și ce am observat? Discutând cu ei, participând la diverse întâlniri, la evanghelizări pe stradă chiar, și am observat un lucru, coeziunea este foarte mare între ei. Deci sunt mult mai uniți decât suntem noi în România. Și petrec timp împreună, discută, își dau telefon, se ajută, când unul are un necaz, sună. De ce? Pentru că sunt într-un fel de exil. Ei sunt acolo, muncesc, dar nu este țara lor. Da? Nu este țara în care s-au născut. Mulți încă nu au cetățenia respectivă. Și atunci ei își dau seama cât de mare nevoie au unii de alții și mă uit uneori, trec dincolo de anumite granițe, nu mai contează că vii din Moldova, că vii din Oltenia, că ești bănățean, că ești nu știu ce, deci nu mai contează zona regională de unde vii. Apoi, nu mai contează atât de mult confesiunea religioasă, să-i vezi cum stau împreună baptiștii cu penticostalii, cu creștini după Evanghelie, cu ortodoxi, cu catolici și așa mai departe. Și reușesc să se adune. De ce? Pentru că și-au dat seama că au nevoie unii de alții. Pentru că viața în exil nu este ușoară. Dacă nu ești unit, ești mâncat. În exil este greu dacă nu stai în unitate. Ei, dacă aplicăm asta la ceea ce au făcut Daniel și prietenii lui, amintește-ți că ei au stat uniți, amintește-ți când prietenii lui Daniel erau în pericol și au ajuns în cuptorul cu foc și de asemenea apoi când s-a dat acea poruncă ca toți înțelepții să fie omorâți, inclusiv prietenii lui, Daniel n-a spus nicio problemă, a simțit cu ei, a mijlocit înaintea Domnului, s-a rugat, a căutat, a tălmăcit visul lui Nebucadnețar. Foarte interesante lucrurile astea. Și revin la problema familiei. Deci noi în această etapă de tranziție, revin la ce spuneam de la început, avem nevoie de coeziune, avem nevoie de unitate. Cătălin, spun sincer, sunt atât de cum să spun, nu știu care e cuvântul cel mai potrivit, poate trist, poate intrigat ar fi mai potrivit, de faptul că suntem atât de individualiști, atât de scindați pe lucruri de nimic. Pe lucruri de nimic. Familiile nu mai stau împreună și își pierd vremea pentru lucruri de nimic, pentru pasiuni trecătoare, hobby-uri trecătoare, lucruri din acestea care nu contează, în vreme ce cel drag care te iubește și care până la urmă pe pământul acesta după Dumnezeu e cel mai important, soția, soțul, copiii, sunt neglijați pentru ce? Pentru un meci de fotbal, pentru shopping, pentru habar n-am, tâmpenii din astea care... Chestii politice chiar. Chestii politice, lucruri care nu contează. Apoi când te uiți în biserici, pentru ce se fragmentează și se împarte, iarăși pentru banalități, pentru ambiții, lucruri care nu contează. Și ce ajută? Să rezistăm, să ne păstrăm identitatea, să fim credincioși, ajută coeziunea. Și încă un lucru mai spun aici și închei intervenția asta. Gândește-te la un alt tip de exil care a fost la noi în țară, n-a trebuit să mergem în altă țară, exilul comunist. Gândește-te la perioada comunistă în care, deși eram în România, evanghelicii eram o minoritate și eram ca niște străini într-un exil. Trebuia să rezistăm într-o lume, într-o societate ateie care lupta împotriva lui Dumnezeu. Cum crezi că au rezistat? Toate studiile istorice ne arată foarte clar că am rezistat prin unitate, prin coeziune, că ne-am susținut, ne-am ajutat unii pe alții. Chiar dacă, sigur, au fost și trădători, dar în general oamenii au stat împreună. De asta veneau la biserică, slujeau, se ajutau, aveau un necaz, puneau toți mână de la mână. Asta mi-aș dori foarte mult să reușim să recuperăm în perioada asta exilului, să recuperăm ideea asta de prietenie pe care o vedem la Daniel și prietenii lui, de coeziune, de păstrarea identității prin păstrarea unor valori,
a unor învățături, a unor obiceiuri, a unor lucruri pe care le-am moștenit de la părinții noștri. Foarte importante sunt lucrurile astea. Exilul, oricum ar fi el, fie că de bunăvoie plecăm ca să venim la studii sau știu eu, într-un oraș mai mare sau suntem nevoiți să plecăm din țară pentru un job sau, până la urmă, oricare ar fi plecarea din locul tău în care te simți cel mai bine, este dificilă. Și provocările urmează pe zi ce trece și e foarte important ceea ce ai zis. Dar zici, Costel, dacă vorbim despre exilul acesta al omului pe pământ, al creștinului pe pământul acesta, mi-a plăcut foarte mult că ai făcut asocierea cu drumul de la din Egipt până în Canaan, drumul foarte, foarte nevoios și care a durat. Cam pe acolo suntem. Dar totuși, dacă ar fi să ne uităm la ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi, unul din atributele lui Dumnezeu este suveranitatea. Dumnezeu, știm că El este pe tron, El conduce lumea aceasta, universul acesta. Și totuși mă întreb, și chiar uitându-mă la textul pe care l-ai amintit din Daniel, se spune acolo că Dumnezeu l-a dat, i-a dat în mâna lui Babilon. Și mă întreb, până la urmă, de bunăvoie accept jertfa Domnului Hristos, intru în comunitatea aceasta copilului lui Dumnezeu și mă aștept ca ce urmează să fie numai așa, petale de trandafir, fără spin și fără alte probleme. Nu un drum așa sinuos, cum ai tu în spate. Există și curente dintre acestea care sunt foarte prezente în spațiul public, în care prezintă viața aceasta, drumul acesta al exilatului, un drum plin de bucurie, de prosperitate, de cât mai multe zâmbete. Și 10.000 de euro în cont. Exact. Și dacă nu ești așa, ai o problemă, nu ești credincios sau știu eu ce alte. Cum vezi tu, în primul rând, suveranitatea lui Dumnezeu? Mai rămâne Dumnezeu suveran în momentul în care El te aruncă în marea aceasta de incertitudine, că până la urmă nu știi nimic. Mergi și habar n-ai ce urmează. Ce altă provocare urmează? Da, Dumnezeu este întotdeauna suveran și asta este o temă foarte importantă. Nu am reușit să rezistăm în exil dacă am uitat de suveranitatea lui Dumnezeu. Deci Daniel n-ar fi reușit să reziste să nu se spurce dacă nu se gândea la suveranitatea lui Dumnezeu. În capitolul 6 n-ar fi rezistat să continue cu practica rugăciunii și a închinării înaintea lui Dumnezeu dacă ar fi uitat de suveranitatea lui Dumnezeu. Cei trei tineri care ajung în cuptorul cu foc, amintește-ți ce spun cuvintele lor, și Dumnezeu poate să ne scoată și chiar dacă nu ne va scoate, tot nu ne vom închina. Deci toți au știut de suveranitatea lui Dumnezeu și foarte interesant că, deși cartea Daniel debutează cu această idee a exilului direct și ne spune că în anul cutare au fost duși în exil, spune că Domnul i-a dat în mâinile lui Nebucadnețar pe Ioachim și pe ceilalți. Și foarte interesant e că Domnul i-a dat, iar dacă ne uităm un pic în cartea cronicilor care descrie perioada aceasta, găsim un detaliu interesant. Vedem cum Nebucadnețar vine în anul 605 peste Israel și are o campanie militară și el intenționează să-i ducă atunci în exil pe toți, dar de fapt duce doar o parte, un grup, printre care și Daniel și prietenii săi, și dorea să-l ducă inclusiv pe Ioachim în exil. Dar exact atunci moare tatăl său, Nabopolassar, și renunță la campanie, se întoarce în Babilon și lasă vasal în Ierusalim, îl lasă vasal pe Ioachim încă vreo 8 ani de zile. Și iată ce detaliu istoric interesant care ne arată exact cum Dumnezeu coordonează lucrurile și Dumnezeu decide când, cine, unde merge, cum merge. Timingul este foarte precis din acest punct de vedere. Ori asta ne ajută pe noi să știm că în această perioadă a exilului și a drumului sinuos, a pustiului, indiferent ce se întâmplă, Dumnezeu este în control. Deci lucrurile nu se întâmplă fără știrea Lui, dar nu numai fără știrea Lui, ci fără voia Lui. Asta este foarte important. Dumnezeu este suveran peste viețile noastre. Acum, că drumul acesta este greu, și asta este foarte adevărat. Cei care vin și vorbesc despre flori pe cărare, 1.000 de euro în cont, sănătate 100% ca la bateria care e numai pe verde și toate lucrurile care merg bine, vreau să vă spun că acești oameni folosesc ca paravan niște versete biblice scoase din context,
vorbind despre binecuvântările promise lui Avram și așa mai departe, uitând că și Avram a stat în corturi, că și Avram a fost pus la încercare, uitând de episodul Avram și Isaac, uitând de episodul din Egipt, uitând de alte episoade dificile din viața lui. Și practic speculează dorința omului de fericire pe acest pământ, în exil. Și când Dumnezeu nu ne-a promis că aici este totul. Și ce se întâmplă? Sunt unii care vin în față și spun: Dumnezeu te va binecuvânta, o să-ți fie bine, cu condiția ca tu să dăruiești cât mai mult. Și culmea, se întâmplă că doar ei sunt binecuvântați, acei 2-3 care sunt în față, și restul oamenilor stau într-o continuă așteptare în exil. Dar doar câțiva sunt binecuvântați. Practic sunt oportuniștii de ocazie, cei care profită de pe urma exilului, că întotdeauna când sunt situații grele, unii profită, știi, când e criză de motorină, când, uite, cum suntem acum în pandemie și așa mai departe, au fost diverse crize, totdeauna sunt unii care speculează, stau pe margine și speculează. Ei, cei cu Evanghelia Prosperității, că la ei fac referire, speculează de pe urma exilului și au dat seama că exilul, praful are un gust rău, te neci cu el. Și atunci vin și le ung gâtul oamenilor cu promisiuni deșarte, ca să se mai ducă praful din gura lor, dar sunt doar promisiuni. Ori, cu ce ne ajută pe noi să știm că Dumnezeu este suveran? Ne ajută să știm două lucruri. Unu, că și în deșert Dumnezeu ne poate purta de grijă. Și în deșert Dumnezeu ne dă mană, ne dă pâinea cea de toate zilele, ne dă apă când nu există, ne dă ocrotirea lui față de vrăjmași și ne amintim de lupta de la Refidim cu amaleciții și altele, cum Dumnezeu a purtat de grijă, și ne amintim de Daniel. Gândește-te în exilul lui cum l-a protejat Dumnezeu pe Daniel, l-a făcut să capete trecere înaintea celor de acolo, l-a pus într-o funcție înaltă, un fel de ministru, un fel de demnitar. Dumnezeu știe să binecuvânteze chiar și în această perioadă. Și acum să fim sinceri, hai să ne uităm la noi. Păi cum nu suntem binecuvântați? Deși suntem în această perioadă de exil, suntem oameni care avem atât de multe binecuvântări materiale, spirituale, dar, foarte important, și dacă Dumnezeu îngăduie o încercare, El promite că va fi cu noi. Foarte interesant este să știm că Dumnezeu, și atunci când îngăduie să trecem prin suferință, pe acest drum sinuos, nu ne părăsește. Și de multe ori, ce este mai important? Mai mult decât de a obține nu știu ce binecuvântare anume într-o situație, mai important decât asta este să știm că Dumnezeu este cu noi. Asta contează foarte mult. Când mi-amintesc când treceam uneori pe stradă, când eram copil la sat, și știi cum e la sat, câinii sunt cam dezlegați și gardurile rupte, așa, mai ales în satele mai sărace. Și erau câini care se luau după mine. Era una în situația aceea și cu totul altceva era când știam că este tata cu mine. Dacă știam că tata este cu mine, dintr-o dată nu mai îndoream atât de mult ca să lipsească acei câini. Era ok dacă erau acolo, pentru că tata era cu mine, ba chiar era mai interesant. Chiar îndoream uneori să iasă, să văd cum se dă la ei, cum ia bățul și îi alungă. Deci aveam și un pic de adrenalină, un pic de senzații tari. Când eram singur, îmi doream să nu văd niciun câine. Când era tata cu mine, ziceam, hai să văd, poate chiar să iasă. Ei, cam la fel este când știm că Domnul e suveran și e cu noi. Vezi, dacă știm că suntem singuri, am vrea să nu avem nicio încercare. Ele nu sunt bune în ele însele, dar dacă știm că Domnul e cu noi, uneori parcă mai... Chiar când vin mici încercări, spune-mi, ia să vedem cum mai lucrează Dumnezeu acum, ce fațetă mai văd, cum își arată Dumnezeu puterea. Pentru că după fiecare episod de genul acesta, când Domnul dă cu bățul în încercări și ne ajută să trecem cu bine, devenim mai credincioși, devenim mai bucuroși, descoperim mai mult din măreția Lui. Excelent. Vreau să mai ne uităm la un aspect, și anume la atitudinea pe care creștinul exilat ar trebui să o aibă în fața morții. Ne aduce aminte de episodul tinerilor din preajma cuptorului, în momentul în care li s-a promis că vor ajunge acolo, încă nu erau în cuptor, li s-a arătat văpaia aceea care urma să iardă și le spune că, indiferent ce se va întâmpla și dacă Dumnezeu va interveni și dacă nu va interveni, ei știau că Dumnezeu poate să-i scape, spune, noi nu ne vom închina. Și dacă nu va face, noi vom închina. Este oarecum o acceptare
să spunem așa, tacită a morții și a jertfei supreme, indiferent de ce se va întâmpla? Este o acceptare, dar mai degrabă eu cred că ei au înțeles că mai au cântărit lucrurile. Și au dat seama, în primul rând, știau că Dumnezeu poate să-i scape și se așteptau, cred, ca Dumnezeu să-i scape, dar au luat și varianta cealaltă în calcul și au spus și dacă nu ne va scăpa, nu ne vom închina. De ce? Pentru că mai gravă, deci când ai de ales între două lucruri grave, îl alegi pe cel mai puțin grav, da? Mai gravă decât moartea fizică era moartea spirituală, era moartea spirituală și era pedeapsa înaintea lui Dumnezeu. De aceea, chiar și fenomenul martirilor, dacă ne gândim, ucenicii Domnului, aproape toți au fost martirizați, apoi în istoria creștinismului, câți nu au fost. De ce? Pentru că nu și-au iubit viața aceasta cu orice preț și-au dat seama că decât să te lepezi de Hristos, mai degrabă plătești prețul acesta, dar ai parte de viața veșnică. Asta este un lucru foarte important. Dar cred că mai este ceva legat de atitudinea în fața morții. Vezi, noi ar trebui să ne gândim care moarte este mai îngrozitoare. Moartea asta fizică sau moartea spirituală? Evident, moartea spirituală și moartea veșnică, adică iadul, pedeapsa veșnică. Dar foarte interesant este modul în care Dumnezeu a dat o altă fațetă morții prin învierea lui Hristos din morți. Că tocmai suntem încă în perioada în care am celebrat învierea Domnului. Vezi, noi toți ne temem de moarte. Acum sunt unii care mai bravează și le place lor așa, deși sunt însurați și nu mai trebuie să fie vreo domnișoară pe lângă ei să-i vadă cât sunt ei de curajoși ca să se însoare și ei, dar unii chiar însurați vin și spun, mie nu mi-e teamă de moarte. Eu cred că la un anumit nivel fiecărui om este teamă de moarte pentru că este necunoscut, n-am fost creat să murim, este un fior pe care îl resimțim. Dar cu toate acestea nu mai este o teamă paralizantă, nu mai este acea teamă ieșită din comun, mai ales care să ne facă să ne bucurăm doar de viața asta și să ne ținem cu dinții de viața asta mai mult decât orice. Ci prin învierea lui Hristos din morți, și ce mi se pare foarte interesant, că Dumnezeu transformă moartea într-o ușă spre casă, spre ieșirea din exil. Și iată că într-un mod foarte ciudat, dacă te întreb, dar cum se termină exilul? Cum ieșim din această perioadă complicată, din acest deșert al exilului, cum ne întoarcem acasă? Cum reintrăm în rai, de acolo de unde am fost alungați prin protopărinții noștri? Și răspunsul este prin moarte. Foarte interesant. Sigur că noi toți sperăm să vină Domnul în timpul vieții noastre, pentru că dacă va reveni Domnul, vom sări peste etapa asta, dar nu avem toți soarta lui Ilie și a lui Enoch să nu gustăm moartea și să fim răpiți la cer. Asta înseamnă că noi toți vom trece prin evenimentul acesta al morții, dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că cei care cred în Hristos, chiar dacă mor, vor trăi, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și asta îl ajută pe creștin să vadă din ce în ce mai clar. La început se vede ca prin ceață, că atunci când îți pui niște ochelari din aceea ai al cuiva, tu nu porți ochelari, dar spui, să văd și eu cum se vede. Și când te uiți, nu mai vezi nimic. Când ești convertit și îți pui ochelarii ăștia, nu prea vezi lucrurile foarte bine și moartea se vede tot așa foarte încețoșată. Pe măsură ce trece timpul, ochiul se obișnuiește, lucrurile se clarifică și ajungi în momentul în care spui, stai un pic, nu-mi doresc moartea în sine, câtă vreme Dumnezeu ne vrea pe pământ, slavă Domnului, vrem să fim aici, să-L slujim, cum facem și acum, că și emisiunea asta nu e nimic altceva decât dorința noastră de a fi la dispoziția lui Dumnezeu și a fraților noștri, de a-i sluji. Dar, dintr-o dată, vezi moartea nu ca pe punctul terminus, ca pe un final, ci vezi moartea doar ca pe o etapă de ieșire din exil. Și noi, practic, asta ne dorim. De aceea, aș spune că acești tineri, de asemenea, Daniel, care știa foarte bine că dacă va continua să se roage, va fi aruncat în groapa cu lei. Și apoi toți care au stat înaintea Domnului vertical, deși au avut perspectiva morții, au început să vadă moartea altfel. Pe de o parte s-au temut mai mult de iad și de moartea spirituală decât de moartea asta fizică, dar pe de altă parte au început să privească moartea ca pe o bucurie. Și știi unde se vede cel mai clar asta? La Pavel. Când spune, sunt strâns în două părți. Și el pune problema în sens pozitiv. Zice, nici nu știu ce să-mi doresc. Zice, pe de o parte mi-aș dori să fiu cu voi, căci va fi de folos, dar pe de altă parte mi-aș dori să plec
Și uite cum pune el problema. Ce, ca să mă mut la Domnul. Deci să se mute acasă, să iasă din exil. Că-și pentru mine a trăi este Hristos, spune el, și a muri este un câștig. Deci, până la urmă, acestea sunt câteva adevăruri importante în exil. 1. Păstrează-ți identitatea. Ca să-ți păstrezi identitatea, stai lângă Scriptură, stai lângă familie, stai lângă biserică, păstrează această coeziune. De unul singur ești spulberat, împreună reușim, trebuie să stăm împreună. În al doilea rând, amintește-ți că Dumnezeu este suveran, că El controlează toate datele exilului și încrede-te în El, în prezența Lui, chiar și în momentele dificile ale exilului. Al treilea lucru, privește moartea ca pe o ieșire din exil, nu ca pe ceva mai rău decât exilul, ci ca pe drumul spre casă. Este foarte, foarte important și lucrul acesta. Îmi place la un moment dat în carte spui că Dumnezeu nu îi lasă să se facă de rușine. Datorită mărturiei lor, pe care au arătat-o cu vârf și îndesat, ca să spunem, au fost atât de vertical încât mărturia lor au făcut niște modificări. Și știm, respectul pe care l-au primit, spune cartea, asta pentru că Dumnezeu nu i-a lăsat să se facă de rușine. El au respectat pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a respectat pe ei. Da, a fost acel test cu cele 10 zile în care lor li s-a dat zarzavatorii în vreme ce celorlalți s-au dat bucatele împăratului. Și erau bine, erau sănătoși, arătau bine, a fost totul în regulă. Și apoi chiar au fost educați și au fost puși în locuri de cinste pentru că se vedea că erau oameni înțelepți și binecuvântați de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu niciodată nu rămâne dator. Asta este foarte interesant. Deci uneori când alegi calea integrității cu riscul de a plăti un preț, te întreb, Doamne, dar ce o să mi se întâmple? Cât o să sufăr? Cum o să fiu făcut de rușine? Ei, Dumnezeu nu te lasă de rușine. Dumnezeu reușește să te ridice, cum s-a întâmplat în cazul lui Daniel, și mă gândeam din nou la istoria creștinismului, mă gândeam la istoria țării noastre, la cât de multe persoane care în perioada comunismului, de exemplu, au avut curaj să rămână lângă Domnul, au fost binecuvântate, chiar dacă au trecut prin încercări, tot ei erau oameni de încredere la care apelau. Am discutat cu mai multe persoane și îmi spunea că în diverse fabrici, în diverse instituții, când era o problemă, ceva, tot la pocăitul apelau, pentru că știau că el nu minte, că este de încredere, îi puneau în diverse funcții. De ce? Pentru că Dumnezeu nu te lasă de rușine. Și mărturia contează. Da, foarte mult contează mărturia. Am experimentat și eu de multe ori lucrul acesta și m-a încurajat enorm. M-a încurajat enorm lucrul acesta. Slavă Domnului! Costel, uite cum trece timpul, ne apropiem de încheiere. Am și avut mult mai multe întrebări. O să continuăm cu episodul numărul 2, dar înainte de a încheia și de a trage așa o concluzie, aș vrea să te întreb câteva informații despre carte, unde se poate găsi. Este o resursă foarte bună și dacă ne poți oferi câteva informații, unde se poate comanda, unde se poate găsi de către cei care ne urmăresc. Pentru că personal o recomand, stimați prieteni, am citit-o, am recitit pasaje din ea pentru această emisiune. A doua oară, să știți că arată și mai bine decât prima dată, așa că te rog, Costel. Da, cartea este disponibilă în librării, atât în librării online cât și în librării fizice. Se găsește în librăriile online la editura Risoprint, pe risoprint.ro, chiar editura unde am publicat-o, apoi pe site-ul editurii Kerigma, pe Scriptum. De asemenea, în format fizic se găsește la librăria Stefanus în București și la librăriile Kerigma din Cluj, din Oradea, din Timișoara. Foarte, foarte simplu este, cu o căutare chiar pe Google, dacă veți căuta acest titlu, veți găsi mai multe site-uri, mai multe librării de unde se poate comanda această carte și mă bucur dacă ea poate fi de folos și altora. Cu siguranță o recomand și așteptăm și, bineînțeles, cartea Apocalipsa. Hai să tragem o concluzie. Știm că la noi fiecare emisiune nu se termină decât cu o concluzie. Pentru că e important, că până la urmă nu am discutat aici doar de niște oameni care au făcut ceva extraordinar cândva, trebuie să ne aducem aminte că trăim în secolul 21 și provocările acelea le avem și noi, bineînțeles, sub o altă formă, dar le avem. În primul rând, atenție la acest echilibru, să ne păstrăm identitatea,
să ne uităm ce este păcat, conform Bibliei, în lumea aceasta. Și când vedem că ceva este păcat, este simplu. Nu negociem, ci nu ne spurcăm. Deci, asta trebuie să ne fie foarte clar, că tentația este cât pot negocia. Nu. Ce este păcat, cu asta nu se negociază. Nu te spurci. Punct. În al doilea rând, o a doua concluzie, Eremia 29:7. Urmăriți binele cetății în care v-a dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Deci trebuie să urmărim binele cetății, binele celor din jur, să căutăm să fim implicați în mod pozitiv. Da, ne păstrăm identitatea, dar nu izolarea, ci identitate activă, o identitate în care suntem activi în societate. În al treilea rând, Dumnezeu este suveran. Să ne încredem în El, în toate împrejurările, să știm că El este cu noi în această perioadă a exilului. Să rămânem credincioși pentru că El ne va duce cu bine înspre casă. Să ajungem din nou acasă în Canaanul Ceresc. Și al patrulea lucru despre care spuneam, să nu ne temem de lucrurile din lumea aceasta, nici măcar de moarte, pentru că moartea nu este decât drumul spre casă, drumul spre ceruri. Și atunci să facem o figură frumoasă în viață. Slavă Domnului! Costel, îți mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Ca de obicei, a fost o încântare să stăm de vorbă și Dumnezeu să te binecuvânteze. Așteptăm să ne revedem la o altă ediție. Până data viitoare, noi îți urăm succes în lucrarea pe care o faci atât la Institutul Teologic Baptist din București, cât și, bineînțeles, lucrarea pe care o faci în biserică. Mulțumesc tare mult! Aștept cu drag să ne revedem! Stimați prieteni, și dumneavoastră vă mulțumim pentru seara aceasta, vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere!